Eu vreau să fiu un artist care să cânte în fața oamenilor, care să comunice cu ei, care să meargă la evenimente. Eu mă distrez enorm de tare la evenimente, deci nu sunt și mă și implic și mă și consum în același timp la fel de tare. Nu sunt adepta, mă duc acolo, cânt, nu contează cum iese, iau bani, nu plec acasă. Nu. Trebuie să fie tot perfect de la început până la sfârșit. Mie îmi plăcea să cânt. Eu vreau să ies în față. Corect. Ori la vioară mi se părea mie că ce fac? Mă duc și cânt într-o orchestră și stau undeva în spate. Eu vreau să fiu în față, să mă vadă toată lumea. Adică ăsta era visul meu de mică. Ajunsesem într-adevăr cu cover-urile să fiu plictisită când le cântam și se vedea chestia asta. Oamenii simt. Interesul meu este că atunci când noi cântăm, la momentele noastre, nimeni să nu stea jos. Eu cred că nu s-a Măi, întâmplat am nimic avut acolo, adică... un generică care și-a reparat roata la mașină, în parcare toată nunta. Serios? Da. X-Event Podcast, locul unde stăm de vorbă cu cei mai influenți și creativi oameni din industria evenimentelor. Sunt Marian Ionescu, MC și entertainer, dețin X-Event România și încă de la început mi-am dorit ca fiecare eveniment să fie unic, special și să le rămână oamenilor în minte. Salutare și bine ați venit la X-Event Podcast. Astăzi stăm de vorbă cu cea care a făcut primul colaj balcanic și care, bineînțeles, a devenit foarte, foarte cunoscută. Nu vă spun mai multe, așa cum voi lăsa pe ea. Cu cine stăm de vorbă? Cu o fată modestă din Pitești, care s-a mutat de foarte mulți ani în București, dar acum parcă ar vrea să se mute totuși într-un alt oraș. Iulia Dumitrache este numele meu. Bine ai venit! Bine v-am găsit, mulțumesc tare mult de invitație. Bună seara, bună ziua, bună dimineața pentru viitorii tăi ascultători, în funcție de ora la care se vor uita la acest podcast. Ce faci tu? Cum ești? Eu sunt foarte bine, cum îți spuneam și înainte să dăm rec la acest podcast, cu multe nopți lipsă de somn, asta e singurul lucru mai rău, să spunem așa, la meseria de artist, dar sunt foarte bine, multă muncă. Cum a început Iulia Dumitrache meseria de artist? Măi, meseria de artist am început-o pe la vârsta de 7 ani. Da, când părinții mei m-au înscris la liceul de muzică, mă rog, la cursurile liceului de muzică la Vioară. Tata își dorea să fiu la liceul de muzică, mama își dorea să mai învăț și puțină carte. Și așa că au spus, ok, merge la școală generală unde învață și carte și în paralel o înscriem la Vioară. Am făcut 8 ani de Vioară. La Pitești. La Pitești, da, da, da. După care am continuat în clasa 6, m-am înscris la Palatul Copiilor, atunci s-a și rupt legătura amoroasă dintre mine și Vioară, da. Pentru că am descoperit cântatul, de fapt asta îmi doream să fac de mică. Îmi pare rău că nu e bunica mea aici să povestească cum cântam eu la țară. Cu Vioara? Nu cu Vioara, da. Cu vocea, s-audă așa tot satul. Mă suiam acolo, aveam eu scena mea improvizată, adică nu era chiar așa oricum. Și o imitam pe Monica Anghelia, era preferata mea și este în continuare. Pe Mădălina Manole, Laura Stoica, etc. Da, și asta ca să nu deviem foarte mult de la întrebare. În clasa 6 m-am înscris la Palatul Copiilor din Pitești și atunci a început toată nebunia asta de artist. Mers prin festivaluri, că mă și cunosc cu soția ta de acolo, cu Giulia. Cred că au fost vreo 50 sau 60 de festivaluri la care am participat cu premii, după care am zis eu că e cazul să renunț. Nu, că a devenit așa o obișnuință, nu mai era deja o plăcere sau da, o adrenalină, da. Că particip și cânt și concurezi. Și am început așa, ușor, ușor, cu piesele pe radio, ceea ce face orice artist la început de drum. Așa. Se zbate cu aceste piese pe radio. Și am mers pe la diverse studiouri și am avut foarte multă răbdare până când răbdarea mea la un moment dat a luat sfârșit. Da, păi de asta. A luat sfârșit și am zis, gata, eu îmi doresc să cânt, de fapt eu îmi doream să cânt la evenimente. Da? Dar în perioada aia ai cântat vreodată? Mai cântam, rar, okay. Dar mai cântam. Perioada 13-14 ani deja când mai crescusem,
până pe la 18 ani, mai cântam la evenimente, dar foarte rar, pentru că oricum eram minoră, trebuia să merg alături de tatăl meu sau de mama mea, că na. Dar țin minte că primul eveniment pe care l-am avut a fost la 14 ani, când eu le-am spus părinților mei că îmi doresc să-mi cumpăr telefon. A apărut un telefon cu clapetă, era într-o telenovelă pe Acasă TV. Așa. Și am zis că eu vreau să-mi cumpăr acest telefon și mi-au zis, băi, noi nu îți dăm bani pentru asta. Fă ceva. Și zic, bine, atunci eu mă duc și cânt de Revelion. Și am fost foarte mândră că m-am dus și am cântat la un restaurant în Pitești și m-a întrebat doamna de acolo câți bani vrei. Și eu știam că acel telefon costă 1400 de lei. Și zic, 1400 de lei? Și nu mi-a dat 1400 de lei, că n-avea cum să-mi dea, n-a. Eram prea mică, zice, eu îți dau 1000 de lei. Zic, sunt bun și ăștia. Am făcut așa chetă pe la unchii mei, pe la maică mea și mi-am cumpărat telefonul. Și eram foarte mândră la școală. Deci țin minte că tuturor le povesteam, eu am cântat de Revelion și mi-am luat telefon. Da? Ăla a fost primul eveniment la care am cântat și am câștigat și bani. A, că mai mergeam la concerte trimisă de Palatul Copiilor. Da, da, știm da. Cu toții, cred că toți cei care sunt în această industrie au trecut prin acest drum la toate zilele de oraș, exact, cântam da. În deschidere și publicul era format din mama, tata și câteva rude, exact, surori, verișoare și așa mai departe. Da, ăla a fost așa început. Și apoi în lumea asta a evenimentelor, când ai intrat cu adevărat? În lumea evenimentelor am intrat în anul 2011, spre 2012, cam așa. Am văzut că nu merge cu treaba cu radio. Eu trebuia să mă întrețin. Corect. Da? Deja intrasem la facultate, îmi doream și eu să mai cumpăr câte ceva. Sunt fată până la urmă, haine, farduri. Na. Și am zis, ok, trebuie să încep să câștig bani din această meserie ca să pot să o fac. În paralel mă înscrisesem și la drept, la facultate, că am zis, ok, dacă nu merge cu muzica, pot să fiu avocat și să am o sursă de venit bună. Și așa am început. Mi-am făcut trupă. Așa. Vai. Primul an am avut 2 evenimente. Măi, ai avut. Alții au acum 2 evenimente. Deci, avem voie să spunem nume de cluburi? Ai voie să spui ce vrei tu. Primul concert al trupei Fire Escape, așa se chema pe vremea respectivă. Deci că e nume de club. A fost în clubul Joy Pub. Unde? Din București. Din București, da, pe la Romană, pe undeva era. Unde am cântat pe bilete și am câștigat fabuloasa sumă de 20 de lei. Am zis, ok, nu ne îmbogățim. Da, e bine. Aducem bani de acasă, practic. Dar noi eram foarte fericiți că până la urmă cântasem acolo, erau 15 persoane, toate aduse de noi. E bine că au plătit și biletul ăla. Așa. Să știi că nu plâng de mila ta, ci pur și simplu mi-imaginam cum arăta seara aia. Îmi cer scuze că tușesc, sunt puțin răcită. Așa a fost să fie, ăla a fost începutul cu primii mei colegi de trupă. Doamne, și câte repetiții am putut să facem. Adică repetam săptămânal, cred că de vreo 2-3 ori pe săptămână ne întâlneam undeva la Flaros. Da, da, da. Așa, și noi repetam. Poate... Și băteam la ușile tuturor cluburilor, primiți-ne și pe noi să cântăm. Nu ne băga nimeni în seamă. Normal. Da. Oricum erați mici, bănuiesc că erați toți puștani, nu? Da, dar eram fix la atunci când a început nebunia cu trupele de cover-uri. Uh-huh. Deci eram noi, Jukebox, uh-huh. Trupa Așa, dacă zic da, bine, da. Tony Pop Tămaș, uh-huh. Cam ăștia eram la început de drum. Ei erau mult mai mari ca noi, automat ei aveau mai multă intrare ca noi. Da. Noi eram niște copii, abia terminaserăm facultatea, hai să cântăm. Și ne-am dus și la festival la Mamaia, la secțiunea rock. E bine. Da, pentru că am vrut să stăm o săptămână la mare și pentru că nu aveam bani, am zis ok. Ne înscriem și... Okay. Eu fusesem cu 2 ani înainte la secțiunea interpretare, luasem locul 2 și după aia am ajuns la festival la secțiunea rock. Toată lumea a fost surprinsă, domnule Ionel Tudor m-a întrebat, dar ce faci aici? Și zic, am venit cu trupa mea rock, o să cântăm, da, o piesă, n-am luat niciun premiu, dar faptul că am stat o săptămână la mare, așa am fost un fel de team building,
A fost minunat pentru noi. Mai ales că s-a și decontat drumul și aveam un coleg care stătea în Satul Mare în buletin. Și... Am înțeles. Mai departe nu se putea. Bine că s-au luat mulți bani. Chiar dacă nu am câștigat niciun premiu, noi când am scos transportul, da, după da, am spus, mamă, putem să mergem bine în club, la masă, e ok. Da, așa a început tot. Iar la evenimentele private? Tot cu ei am început. De atunci, din 2011, într-adevăr, în primul an am avut două evenimente private, două nunți. Eu mă mir cum de n-au luat oamenii acela eveniment. Cum v-au luat? Mai fiind începător, nici nu mai țin minte. De mă pe crezi? La vreun club de ăsta. Eu mai ceva colaboram cu alte trupe, doar că îmi doream ceva al meu. Adică cei colegii din celelalte trupe pe unde am mai colaborat eu știau că eu o să merg la un moment dat pe drumul meu și oamenii care m-au văzut cu ei la evenimente te-au solicitat pe tine. M-au solicitat pe mine și automat că am zis da, știți, eu am trupa mea și pot să vin așa. Ok. Așa am început, ușor, ușor. După, în Centru Vechi, toată lumea știe, toate evenimentele se luau din Centru Vechi. De joi până duminică, noi cântam în Centru Vechi pe niște sume fabuloase, da. Dar așa luam evenimente. Da, pentru că marea majoritate a viitorilor miri, a tinerilor, erau acolo. Da, acum... Nu. Nu știu cine mai este în Centru Vechi din această categorie de miri. La ei mă refer. În vară, întâmplător, bine, era o zi în cursul săptămânii, erau numai turiști. Deci, da. Nu știu, dacă te-ai duce, te-ai duce doar să cânți. Nu o să vină nimeni. Să da. Te aplaudă oamenii, așa, te văd, te admiră, dar atât. Adică... Ultima oară am cântat în Centru Vechi în anul 2021. A. De atunci am prin zis, pandemie. Gata. Da. Ce gen de muzică îți place sau ce genuri îți place să cânți la evenimente? Credeam că mă întreb ce îmi place să ascult, că e total opusul cu ce cânt eu. Bine, hai să o luăm cu ce îți place să... Ce asculți tu? Uite. Măi, eu ascult foarte mult muzică de club. Serios? Da. Îmi place foarte mult Victor Biliac, cum mixează. Mahmut Orhan, dacă zic bine, sau cum îl cheamă. Sunt și supărată că nu pot să ajung la concertul lui, am eveniment. Că aș fi vrut să merg să-l ascult. Pe mine muzica asta mă relaxează. Foarte tare. Da, șocant, nu? Dar eu nu ascult muzică în mașină. Vezi? Dar ne-i liniște. Adică... Nu, asta ascult. Mai ales în traficul din București, e necesar să fie acolo ceva pe fundal să te mai distragă puțin de la... Te distrezi în mașină? Da, cum? Da, ești... Ca la evenimente. Sunt eu cu mine și prietenii mei în mașină. Toți în mașină cu tine. O să creadă lumea că sunt nebună. Nu sunt nebună. Dar mă distrez normal că... Mai ai nevoie să ieși din... Eu în mașină oricum fac foarte multe lucruri. Mă machez, mănânc, îmi beau cafeaua. Indica să se băi chiar toate în parcare. Păi nu, să ne înțelegem. Stau foarte mult pe loc. Da. Păi adevărul că... Locuiesc într-o zonă unde se construiește acum metrou și este totul blocat. Și doar apuc să ies din parcare și apoi și stau pe loc și stând acolo. Și tot stai, da. Nu dau mesaje. Nu. Da? No. Deci nu. E atenție, poliția română, nu dau mesaje. Modul fără mâini. Da. Dar în timpul ăsta mai permit să mă distrez. Bun. Iar la evenimente? La evenimente, muzică de petrecere, balcanică și manele. Cum ai ajuns tu la muzica asta balcanică? Păi revin așa un picuț la început. Mă chinuiam să intru pe radio. Asta este fraza pe care o foloseam toți. Vreau să intru pe radio, vreau să fac hitul ăla mare. Ceea ce s-a și întâmplat la un moment dat, am avut o piesă cu David DJ, care a fost pe radio o vară întreagă. Doar că nu... Știi cum e? A fi artist de radio... Ești artist pe radio. Și trebuie să-ți asumi treaba asta. Da. Eu vreau să fiu un artist care să cânte în fața oamenilor, care să comunice cu ei, care să meargă la evenimente. Eu mă distrez enorm de tare la evenimente, deci nu sunt... și mă și implic și mă și consum în același timp la fel de tare. Nu sunt adepta, mă duc acolo, cânt, nu contează cum iese, iau bani, nu plec acasă. Nu. Trebuie să fie tot perfect de la început până la sfârșit. Eu când plec de la un eveniment, oamenii miri în primul rând sau cei nu neapărat miri că na,
cântăm la diverse evenimente, să vină să ne mulțumească și să ne spună a fost minunat, iar eu de la acel eveniment, interesul meu este să mai iau încă un eveniment, două, trei. Cunosc. Da? Asta este un business până la urmă. Normal. De la un punct devine și business, lăsând pasiunea la o parte. E, a fi artist pe radio în momentul de față, mie mi se pare că te limitezi. Pentru că nu ai foarte multe evenimente la care să mergi să cânți, da? Mai ales dacă ești un gen de artist care scoate piese mai mult triste. Nu cred că te cheamă oamenii unde sunt fericiți la evenimentele lor să le cânți piese triste, da? Ok, ce mai rămân? Concertele publice. Câte sunt pe an? Dar nu prea mai sunt. Exact. Și am zis, eu îmi doresc să cânt. Eu vreau, îmi doresc să mă vadă lumea să cânt. Oamenii să asculte ceea ce eu fac. Da? Îmi doresc trupă în spatele meu, să susții o trupă în momentul de față care să fie mulțumită de banii pe care îi iau până la urmă, da? Trebuie clar să ai evenimente. Ori, la concerte... Așa e. Da? Nu am nimic personal cu artiștii de pe radio, îi admir pe toți. Doar că eu nu-mi doresc 10-15 concerte pe an. Și alea vara. Da. Sau iarna. Eu îmi doresc să cânt mereu. Pentru asta m-am născut. Nu, îmi doresc foarte mult să ajung la radio, să cânt proiectul meu balcanic, să-l prezint la radio, cu toate că este difuzat de radiouri, da, colajele mele sunt difuzate. Am și făcut imnul Radio Zoo al orașului Faptelor Bune în 2020, cred, cu fustă creață, doar că am făcut alt text. Ok. Da. Îmi doresc să ajung acolo, să cânt live. Atât. Da, piese pe radio, dacă o să vrea Dumnezeu vreodată, bine, dacă nu m-am, nu că mi-am luat gândul. E o luptă pe care nu vreau să mai port. Da, e foarte simplu. Ai spus foarte franc și foarte simplu când te-am întrebat ce muzică îți place să cânti, balcanică și... Manele. Da. Lumea se ferește de treaba de asta. De ce? Păi, nu știu. Ai spus-o direct, adică stai să zic. Măi, noi suntem generația Michael Jackson, Whitney Houston, da? Corect. Noi știm cine au fost. I-am ascultat. Eu cu asta am crescut. Am avut casetele cu Michael Jackson roșii și albastre, da? Generațiile din ziua de astăzi, habar n-au. Unii din ei cine sunt. Da. Da? Ei știu, ei știu, dar nu... Ei știu, dar crede-mă, sunt persoane care nu cunosc. Ei au crescut cu altceva. Bogdan de la Ploiești, Dani Mocanu... Normal. Etc. Eu, în momentul în care m-am decis să fac acest Balkanic Show și automat să trec și spre Manele, a fost alegerea mea. Contrar tuturor vorbelor aruncate de colegii mei, că m-am apucat, că doamne, nu mai mergea cu cover-urile și așa mai departe. Da, într-adevăr, cover-urile nu mai merg. Asta este realitatea. Oamenii nu mai gustă acest gen muzical. Și pot să-i înțeleg. Da? Eu am stat și m-am gândit așa, bun, treaba cu piesele pe radio, trebuie să ai o casă de producție în spate, până găsești piesa bună, până intră, durează prea mult, deja așteptam de 5-6 ani, cât să mai stau? Da? Eu ușor, ușor, singură am descoperit că m-am dus către acest gen muzical, ascultându-l în mașină. Da? Da? Și văzând că, băi, eu am început să ascult asta frecvent și îmi place și mă distrează. Eu m-am dus la colegii mei de trupă și le-am zis așa, băi, am o idee. Ce părere aveți voi dacă în loc să facem colaje, că eu fac în fiecare an colaje, da? Celebrele colaje de cover-uri pe care le facem noi, an de an. Nu vreți să încercăm noi să facem un colaj balcanic? Două. Când a fost asta? În ce an? În 2018. Ok. Într-adevăr, evenimente erau foarte puține pentru că cover-urile nu mai mergeau. Da, deci oamenii... Cu toate că sunt foarte multe trupe de cover-uri. Da. Foarte multe. Da. Dar, na. La vremea respectivă se cerea o schimbare. Deja a apăruse Theo Rose. Uh-huh. Da? Theo Rose a dat-o. Eu atunci cumva ascultând ce se întâmplă pe YouTube, mi-am și dat seama, zic, ăsta este trendul care urmează să fie la putere și ascultat mulți ani de acum încolo. Da? Theo Rose a început. După care...
ușor, ușor au început și ceilalți artiști care erau pe radio da. să facă copieze oare... ce face Teo. Da? Și am zis, ok, hai să încercăm, facem acest Balcanic Show, vedem ce se întâmplă. Eu m-am gândit așa, dacă cumva nu o să aibă succes și o să primesc numai comentarii din astea urâte, zic, este foarte simplu, eu îi voi schimba numele în colaj de petrecere pe YouTube și o să fie ca și portofoliu pentru clienți. Da. Uitați, noi cântăm și genul ăsta de muzică la evenimentul dumneavoastră, nu doar cover-uri. Noi oricum începusem deja, ca și paranteză, eu cu colegii mei de trupă am fost cumva cam prima trupă de cover-uri care a început să cânte folclor în centru vechi. Serios? Da. Adaptat. Da? Dar noi cântam. Și oamenii erau în extaz. La cluburi unde mergeam să cântăm ne spuneau, cântați-ne și colajele alea de folclor, vă rugăm frumos. Pentru că vreau să se distreze. Da. Adică cântam foarte multe cover-uri. Aveam 3-4 seturi de cover-uri, dar se cerea și acel mini program de folclor. Care conținea ce? Gypsy Love de la Loredana Groza, Trandafir de la Moldova. Nici nu mai țin minte ce făcusem pe vremea aia, sincer. Că eu vorbesc din 2000. Era folclor, dar reinterpretat. Da, adică... da, eu vorbesc de anul 2013-2014. Ah, ok. Când se întâmpla. De-aia am zis că suntem printre primele trupe de cover-uri care a introdus chestia asta cu folclorul la cluburi. Am zis ce se poate întâmpla. Doar nu mă dă jos după scenă. Maxim n-o să le placă și o să ne spună la viitoare vă rugăm nu mai cântați. Din contră, pe noi ne chemau fix pentru treaba asta. Înțelegi? Și dacă am văzut că merge, automat că am introdus în repertoriu cât mai multe piese de folclor cumva reinterpretate. Deși eu am terminat Canto Popular, să știi. Da? Da. Dar ai apărut vreodată cu vioara? Nu. Nu? Nu, pentru că în clasa 8 am renunțat definitiv să mai cânt la vioară. Dar ce, te-ai jurat să nu mai... Nu, Doamne ferește, nu! Dar de ce? Că, adică, nu știu, să faci așa un, nu știu, un moment, că bănuiesc că oricând ai pune mâna pe ea, ceva iese. Nu știu să spun, n-am mai încercat. Nu? Pentru că dragostea mea pentru cântat a fost mult prea mare. Și este în continuare. Eu cred că aia te-a chinuit pe tine. Cred că a fost prima perioadă care pentru tine e... Da, nici nu pot să zic că... Nu mi-a plăcut să cânt la vioară, în schimb, datorită viorii, eu mi-am dezvoltat foarte bine auzul. Normal. Extrem de bine. Rețin foarte repede piese, linia melodică, cu textul ăsta e mai greu, dar liniile melodice le rețin imediat. Dar nu s-a lipit de mine. Lumea... Am fost la cor între timp, da, adică mie îmi plăcea să cânt, eu vreau să ies în față. Ori la vioară mi se părea mie că ce fac, mă duc și cânt într-o orchestră și stau undeva în spate, eu vreau să fiu în față, să mă vadă toată lumea. Adică ăsta era visul meu de mică. Și automat că am renunțat în clasa noua când m-am înscris la Canto Popular, am zis, gata, la revedere. Da, o mai ai? Da. Why, nu? Da, este vioara primită de la tatăl meu. A fost la tatăl meu și el a cântat la vioară. Serios? Da. Da, uite, n-am știut asta. Da, tatăl meu a cântat și la vioară, mă rog, el a fost preot. Eu practic sunt singura din familie care face această meserie. Da. În rest, la mine au ureche muzicală toți, și mama și sora mea și tatăl meu a avut ureche muzicală, bunica mea, că de la ea moștenesc talentul, avea o voce extraordinară de soprană, extraordinară, fără niciun studiu muzical. Dar nu cânta, nu? Sau... Nu, adică... cânta la biserică, la tata. Uh-huh. Dar... îmi pare foarte rău că nu am nicio înregistrare cu ea. Foarte rău. Erau alte vremuri și... Da, pentru că îți jur cânta ca o soprană cu studii muzicale. Da, piesele bisericești. Era din naștere. Da. Iar eu de la tatăl meu și de la bunica mea am moștenit talentul de a cânta. Lumea te știe și de la televizor. Da. Nu? Da. La Roata Norocului? Da, la Roata Norocului și la Wowbiz. Și a la fost... trupa care era acolo tot timpul, nu? Da. Și, și dacă suntem. Nu mă înșel, ani de zile. Noi am început colaborarea cu cei de la Canal D în 2015. Asta zic. Și încă suntem. Cred că suntem cea mai longevivă trupă din Canal D. Și am început cu Roata Norocului, da. După am fost și la Wowbiz 2 ani sau 3, ceva de genul. Și apoi am în rămas... timpul ăsta nu mai era? Sau era altcineva? Ba da, eram în paralel și. A, erai și acolo și da, acolo? Da. Au tot respectul meu cei de acolo.
Eu, deși inițial am fost așa un picuț cu inima strânsă când am auzit de colaborare, pentru că era în perioada aia cu diversi, diverse scandaluri, dar toate televiziunile promovau asta, nu doar ei, da? Când am auzit inițial, am zis, ce să facem noi acolo? Da, da, da. Ce căutăm noi? Să cântăm? Numai că în momentul în care am început colaborarea cu ei, eu am rămas plăcut impresionată pentru că nicio televiziune, și a mai fost Slavă Domnului pe la emisiuni, nu am văzut atât de mult respect față de toată lumea cum există acolo. Da? De la femeia de serviciu până la cea mai mare vedetă din Canal D. Și pentru asta au tot respectul meu. Și poate că am mai avut oportunități să plec pe aici, pe acolo, n-am renunțat la contract. Și la rândul meu le mulțumesc că ei colaborează în continuare cu mine și cu colegii mei de atâția ani. Bun, hai să ne întoarcem la proiect, să zic, sau cum să-l numesc, da, proiectul, pe ăsta balcanic. Balcanic Show, da, da, da. Discutam noi mai devreme că au fost niște lucruri care te-au deranjat la puțin timp după ce ai dat drumul la proiectul ăsta. Da, noi am fost prima trupă care a făcut acest Balcanic Show. A fost o muncă enormă. Din partea mea și a colegilor mei, multe nopți nedormite. Dacă îți povestesc cum a fost prima filmare, eu când mă gândesc acum la... Ok, nu este un nivel poate foarte mare față de alte clipuri, da? Dar pentru mine este foarte mare, pentru că fac totul pe cont propriu. Nu există sponsori în spate, case de producție. Casa de producție cu care eram semnată la momentul respectiv, când m-am dus și am zis, uite, noi am filmat asta și vrem și noi... Da. Nu era o sumă mare, ceva 3.000 de lei, 4.000 de lei. Vrem și noi un ajutor, sau, nu? Da, ajutați-ne și pe noi, că chiar nu avem de unde. Nu, că noi nu investim în manele. Ok. Bine. Da, da, da. Și nu au investit în manele. Ok. Da. Și în momentul în care au văzut că telefonul sună după acel proiect balcanic, de acolo mi-a că eu scosesem o piesă proprie care nu a avut niciun succes. Da, și asta nu. Cred că la următoarele colaje au cotizat cu foarte puțin. E ok. Am înțeles. Nu le port pică, Doamne ferește. Dar dau așa un exemplu, că uneori mi se pare că în loc să te ajute cineva care ai un contract, mai rău te încurcă. Păi, sincer. Așa se întâmplă. Da. Mă rog, și am făcut acest proiect balcanic cu colegii mei. Am filmat în Berăria H. Da. Cărora o să le mulțumesc toată viața mea. Îți dai seama. Am filmat de la 1 dimineața, nu, de la 3 dimineața, pardon, la 5 dimineața, atunci am avut acces în Berăria H, ca să nu... Te nu deranjez. Timp chirie, că nu ne permiteam. Da. Și m-au lăsat. Și au avut încredere în noi. Și chiar am emoții că, Doamne, noi nu știam ce făceam atunci. Noi ne-am dus acolo să filmăm. Cameramanul nu știa ce se întâmplă, nu știa ce trebuie să filmeze. Așa, am împrumutat și haine, mi-aduc aminte. Doamne, deci a fost o întreagă tevatură așa și nici nu știam dacă o să se întâmple ceva bun sau nu. Da? Doar discutasem cu cei de la Berăria H să mergem să cântăm și noi, să ne lasă să cântăm odată la un concert de-a lor în deschiderea unui artist, să ne dea voie să cântăm acest Balcanic Show. Eu zic, cum să nu, sigur că dacă... Și ei au vrut la rândul lor să testeze un picuț, să vadă ce se întâmplă, și a fost real succes. Da? Adică drept dovadă că... îmi cer scuze. Cumva petrecerile de atunci cu Balcanic au început să dea tonul la ce se întâmplă acum în Berăria H, și e foarte mișto din punctul meu de vedere. Și mă rog, după ce am postat acest Balcanic, primul colaj, după ce că aveam eu emoții că aolo, ce o să întâmple, ce o să spună oamenii, că eu mă mai gândesc așa uneori și greșesc că fac lucrul ăsta, m-am trezit cu câteva mesaje de la anumiți colegi de breazlă și publice unele din ele, statusuri pe Facebook. Așa. Vai, v-ați apucat toți de manele, nu mai aveți ce să mâncați, etc. No, eu m-am simțit direct vizată. Da, baby. Pentru că eram singura care făcuse mișcarea asta. Acum, nu le-am răspuns. Chiar nu le-am răspuns. Am făcut niște story la un moment dat. Eu nu m-am apucat să cânt de foame. Pentru că eu oricum sunt angajată. Și am salariu lună de lună.
normal. Nu are sens să dezvolt. Vreau să dezvolt. Am un salariu bun lună de lună, îmi permis să trăiesc și dacă nu am vreun eveniment luna asta. Eu am făcut-o pentru că mi-am dorit o schimbare. Pentru că mă săturasem. Efectiv, chiar mă săturasem să aștept după piesa aia care o să intre pe radio. Da? Îmi doream să cânt mai mult în fața publicului și îmi doream să apar cu ceva al meu. Și am zis, măi, ce nu s-a făcut până acum? Nu s-a făcut asta. Un Balkanic show, dar la un preț mai mic. Pentru că nu toată lumea își permite să o acceseze pe Loredana Groza, pe care o admir. Da? Sau Damian M. Brothers. Deci eu trebuie să fac ceva mai mic pentru început. Normal. Că ăsta este și bugetul pe care l-am eu până la urmă, da? Și să pot să accesez și partea asta publicului. Și ușor, ușor am descoperit că mie îmi place foarte mult să cânt genul ăsta muzical. Am văzut că oamenii se distrează și primesc cu brațele deschise și automat au o altă atitudine față de tine la evenimente, da? Și am zis, ok, ăsta e drumul meu de fapt. Nu acel al pieselor pe radio sau cover-urile. Eu, spre exemplu, ajunsesem într-adevăr cu cover-urile să fiu plictisită când le cântam și se vedea chestia asta. Oamenii simt. Când, și tu vedeai, da, și îți dădeai seama. Când faci ceva forțat sau când nu-ți place ceea ce faci, dar faci ca să fii în trend cu toată lumea, oamenii văd. Și nu mai e chestia aia în fața lor, respectul. Dorința să te asculte, să te caute, să te cheme la evenimente. Și am zis, ok, deci ăsta e drumul meu. Am avut noroc că, mă scuzați de cacofonie, colegilor mei de trupă le-a plăcut foarte mult ideea și au muncit cu mine cot la cot. Acum, problema care a fost? După ce am făcut noi acest Balkanic show, au început să apară. Să apară. Așa. Alți colegi care au dat copy-paste inclusiv la nume. La nume? Balkanic show, dar scris la fel. Cum l-am scris și eu. Da. Eu nu l-am înregistrat la OSIM și nici nu o să stau să-mi bat capul cu așa ceva. Pe mine m-a deranjat că am văzut lipsa lor de interes să-și facă produsul lor. Eu nu zic că piesele pe care le cânt sunt ale mele, că nu sunt. Eu abia acum ușor, ușor am început să-mi fac piesele mele și să încep ușor, ușor să le cânt la evenimente și îmi doresc tare mult ca într-o bună zi să cânt foarte mult din piesele, mai mult piesele mele decât piesele deja cunoscute sau cântate de alți artiști. Numai că modul în care noi am legat acel colaj și am făcut acele instrumentale, treceri, da, ca și paranteză, toate colajele noastre sunt trase în regim de live. Nu este nimic făcut în studio, nu este nimic făcut pe calculator. Se cheamă chitară, vioară, dacă trebuie extra, toate instrumentele sunt trase live, cu trupă. Și o muncă de 10 ori mai mare decât când îți faci negativul. Dar nouă ne place ceea ce facem și preferăm mai bine așa. Și m-a deranjat cumva că au luat efectiv copy-paste. La un moment dat repetam într-o seară și sub noi, îți spun sincer că era o trupă care repeta colajul nostru cap-coadă, la fel cu trecerile. Da. Și la un moment dat am făcut pauză, serios vorbesc. Deci nu, chiar nu mint și nici nu... Vreau să punctez ceva. Eu nu vreau să se considere grandomanie din partea mea sau că sunt foarte înfumurată și... Mamă, ce am realizat eu. Nu. Eu îmi știu foarte bine locul. Sunt conștientă că e loc sub soare pentru toată lumea. Admir foarte mult persoanele care au reușit să facă mai mult ca mine și mă rog la Dumnezeu să reușesc și o să fac măcar cât au făcut ele, dacă nu mai mult. Normal. Da? Nu port pică, ranchiună nimănui, pe mine, oricum nu mă interesează ce fac alții. Dacă pe mine mă întreb ce face cu Tăriță, ce a scos, eu o să zic, nu știu. Păi, dar n-ai timp să stai să... Pentru că eu oricum ascult doar ce-mi place mie și urmăresc artiștii pe care eu îi admir și atât. De restul nu-mi pasă. Și nici lor de mine. Da? Și niciodată nu o să spun lucruri urâte despre ei și dacă poate gândesc uneori că sunt supărată, țin pentru mine. Lucruri pe care ei nu l-au făcut unii. Mă rog. Și am ieșit, am ieșit în pauză cu colegii și au ieșit și ei. Și le-am zis bună seara. Și în momentul ăla s-au făcut efectiv așa, erau roșii la față. Mamă, ce iură! Și n-am mai zis nimic. Eu mă bucur pe de altă parte că înseamnă că ce am făcut noi am făcut bine. Așa, niște copii de 25 de ani la vremea respectivă
care își doreau să iasă în evidență cu ceva. Noi asta am fost. Noi vreau să ieșim în evidență cu ceva. Azi, băi, hai să nu mai cântăm Sex on Fire și I Will Survive. Da. Hai să ieșim în evidență cu ceva al nostru. Da, asta când era 2018 sau 2000? 2018 spre 19, ceva de genul. Da, atunci când ai îndrăznit să faci asta, ți-a trecut prin cap că vei cânta sau că o să cânti și manele? Da. Și cântai atunci? Nu. Atunci la evenimente începusem, aveam colajele folclorice și începusem ușor ușor cu Șaraiman și Ileana Ileana. Da. Ăla cumva au testat. Și am văzut că oamenii erau yeah. Mhm. Păi normal. Așa. Și a zis pa. Eu începusem atunci să ascult și muzică macedonească. Și începusem să eu atunci o descoperisem spre rușinea mea și îmi plăcea foarte mult. Erau piesele vechi pe care le știam, Opa Opa și da. Așa, dar nu era atât de... Eu ascultam concerte întregi cântate de Pindu, uh-huh. Eu sunt fana lor și Tomi Caramitru, cum? Îi ador, efectiv îi ador. Da, și descoperind că îmi place, am zis, de ce nu? Dar, ții minte că am avut discuția asta, apropo, că tu ai pus foarte bine întrebarea. Discutam cu Adi Colceru, / David DJ. Și ziceam, băi, vreau o piesă balcanică. Vreau să-mi fac o piesă balcanică proprie. Și da, Iulia, dar tu la evenimente zici, pregătită să cânți manele, că știi că oamenii o să te ducă spre zona aia, știi? Și am stat așa vreo săptămână, două, să mă gândesc dacă sunt pregătită și am zis, băi, da, pentru că o să le cânt în genul meu. Mai pop. Da. Da? Eu o să fiu eu. Eu o să cânt și în continuare cânt doar anumite manele, cele care mi se potrivesc. Eu țin foarte mult cont de imagine, de faptul că sunt fată. Da, așa și nu vreau zis. Să ajung că mai văd atitudini de genul la fete. Da. Da? Și pentru o fată să cânți acum, nu vine nicio piesă de asta în cap. Mai băiețoasă mă refer, da? Mi se pare așa. Eu și refuz. Adică dacă vine cineva și îmi cere o piesă care poate nu mi se potrivește, nu cânt. Nu vreau să nu-mi placă ceea ce fac. Mie îmi place să cânt ceea ce îmi place. Care e cea mai cântată melodie sau cea mai dragă melodie a ta de la un eveniment? Mamă, sunt multe. Nu știu, de exemplu, când știi că trebuie să o cânti pe aia, parcă te ia așa... Șaraiman rămâne printre preferatele mele, nu știu de ce. Mi se pare că și dă așa tonul petrecerii. Asta din categoria de balcanic sau muzică de petrecere, să-i spunem așa. De la manele este o piesă, Tu mie, cântată de Florin Salam. Mă rog, melodia este sârbească din câte am înțeles, originalul. Okay. Da. Tu mie, tu mie, Doamne. Cumva mă și regăsesc în text așa, după o anumită vârstă. Așa, nu-mi lua zilele. Da, piesa aia mi se face pirea de găină când o cânt de fiecare dată. Jur că mă transpun, nu știu ce se întâmplă. Oamenii reacționează pe ea. Deci e superbă. Și oamenii trăiesc ce trăiești tu. Da, cred că da. Bineînțeles, am atins cerul cu mâna. Cea mai cerută piesă. Buzele cu roșu închis, iarăși o altă piesă cerută. Sunt multe piese cerute. Ziua în care tu m-ai sărutat. Da? O piesă care are în continuare succes după că au trecut, cred că vreo 3 sau 4 ani de când a fost lansată. Sunt la fel de iubite. Ceea ce este minunat pentru noi. Și ne dorim să mai apară așa hituri din astea mari. Astea sunt hituri mari. Apropo de asta. Astea sunt hituri nemuritoare. Eu cred că peste 50 de ani, ziua în care tu m-ai sărutat, se va cânta. Da? La fel cum se cântă și Așa sunt zilele mele, care este o piesă de când eram noi copii. Clasa 7-8. O cânti pe asta? Da. Dar eu sunt fan Adrian Minune. Zi-mi și mie, cum decurge o seară de-a voastră? Voi mergeți la evenimente pe toată durata evenimentului, da, nu? Da. Adică da. Așa te iau oamenii la o nuntă, de exemplu. Da. Ok. Ce cânti în prima parte a serii și cum te duci ușor-ușor către zona de petrecere? Că bănesc că după 12 noaptea, cam asta... Să știi că au început mai devreme. Da? Înainte era după 12, acum e cam după 9-10 încolo. Și dacă începe la 9? Da. În primul rând că înainte începeam cu cover-uri și acum mai cânt. Doar că oamenii nu mai reacționează la ele.
Folclorul este... Anul ăsta am cântat foarte mult folclor, spre exemplu. Balcanii și folclor. Extrem de mult folclor. Nu mă deranjează, din contră, mă bucură teribil de tare. Automat că eu merg foarte mult pe ce se întâmplă la fața locului. Niciodată nu fac setul de acasă. Prima piesă este asta, asta, da, asta, asta, da, asta, da. Asta. Într-adevăr, avem și noi 2-3 piese standard pe care le cântăm la început, la fiecare eveniment. Bine, în funcție și de cerințele mirilor. După care, dacă văd că oamenii nu reacționează și nu dansează, automat schimb folclor balcanic, nu contează, folclor de obicei la primul set. Interesul meu este ca atunci când noi cântăm, la momentele noastre, nimeni să nu stea jos. Normal. Mă rog, cu excepția celor care poate mai au o problemă de sănătate și... Glumesc, doamne iert. Mai sunt și persoane care nu gustă neapărat ce cântăm noi și înțeleg, nu trebuie să mă placă toată lumea. Dar scopul meu principal este ca oamenii să danseze, să se distreze și când trag linie la finalul evenimentului să spună, mamă, ce ne-am distrat. Să cânte cu mine? Eu nu-i las, îi pun să cânte, adică... Da, da, da. Aveți un număr de programe stabilit? Da. Noi mergem undeva la 4 programe. Ăsta ar fi maximum. De 45 de minute sau cum sunt 45 ele? În sus, maxim o oră. Nu sunt robot, oricât mi-aș dori, plus că eu sunt singura solistă din trupă. Da. Și am încercat să mai aduc pe cineva, nu a funcționat. Și am zis, ok, dacă oamenii vor ca doar eu să le cânt, atunci mergem așa. Onest vorbind acum, nu cap mai mult de 4 programe, da? Mulți păcălesc, da, noi cântăm 6, 7, 8, 9 programe. Nu. A cânta 7 programe de jumătate de oră este echivalentul a 4 programe de 45 de minute o oră. Oameni buni! Da. Da? Eu sunt sinceră de fel și le spun. Sunt 4 programe. De ce? Când oamenii servesc mâncarea, este bine să-i lași să servească mâncarea. Nu poți să le dai bubuială. Normal. Dar avem și DJ. Tocmai să completeze acele pauze ale noastre de jumătate de oră cât oamenii servesc mâncarea. Asta da? Voiam să te întreb. În cazul în care voi intrați la ora stabilită în primul program și ați terminat programul, dar mai e timp până la următorul fel... E cineva, nu? Adică e da, un DJ. Da, este DJ, este uh-huh. DJ de fiecare dată. Bineînțeles, cumva la cerere, pentru că foarte mulți au început să-și mai aducă încă o trupă la evenimente, care cumva să cânte atunci când oamenii servesc mâncarea. Un lucru ușor greșit, aș spune eu. Pentru că, repet, pe oameni, ca să se simtă bine la eveniment, trebuie să-i lași să mai și respire. Dacă tu le dai momente muzicale unul după altul, unul după altul, la 12 jumate, unul cel târziu, ei se plictisesc, obosesc, da, și pleacă acasă. Așa este. Și în loc să faci o petrecere reușită până la 3 și jumătate, 4, feriști ca oamenii din cauza gălăgiei, ba să stea pe afară, ba să plece acasă. Foarte mulți clienți, cumva, ei nu cred ce le spun eu și văd la fața locului. Da, și banii deja i-au dat. Recunosc că e o satisfacție pentru mine când vin și îmi spun, ați avut dreptate. Recunosc, dar eu le explic tuturor, da? Și dacă cumva mai este nevoie să cântăm, că poate e petrecerea atât de faină și vor să mai cântăm un program, normal că se poate, că noi oricum ne-am dus până acolo. Normal. Ce mi-e că plec la 3 și, na, plec la 4. E ok. Cânti oriunde e solicitată? Da. Mă refer în România ca peste și... Peste tot. Că am început să avem evenimente și în afara țării. E mai greu un picuț cu logistica în afara țării și este mult mai costisitor pentru clienți. Unde ați avut? Am avut în Paris, am avut în Palma, în Paris. Am și anul acesta și anul trecut am avut eveniment. Dar este mai greu. În Toiuverii? Da. Da, da. Și gândește că anul acesta am avut duminică și am avut vineri, sâmbătă am cântat și duminică am plecat. Duminică dimineața am plecat în Paris, ne-am întârziat și avionul, în fine, o întreagă poveste. Dar pentru clienți costurile sunt mult mai mari în afara țării și este normal. Bilete de avion, cazare, transporturi, transportul, aeroport, hotel, mese și numai pentru noi, cred că și pentru invitații. Dacă asta, dacă vrei să-ți faci așa un eveniment frumos. Dacă nu, poți să pui invitații să-și plătească fiecare ce cazare, transport și vezi cine vine.
Spune-mi un eveniment memorabil care ți-a rămas în suflet. Un eveniment wow, adică ceva... Măi, am două. Spune-le pe primul a fost la Caransebeș. Așa. În anul 2022 sau 2021, când a început nebunia cu reprogramarea evenimentelor? Când s-au reprogramat toate evenimentele, că nu mai țin minte. În 2021. În 2021. A fost anul ăla când toată lumea a cântat de luni până luni. A, nu, 2022. 2022. Păi au venit și din 2020 și din 2021, toate în 2022. Ei, și eu m-am încăpățânat să-i mut pe toți în 2022. Am zis, nu, nu îi mai mutăm în 2023, pe toți acum. Plus evenimentele pe care le aveam. Și efectiv a fost de luni până luni. Și am avut acolo un eveniment în Caransebeș. Foarte frumos. Superb. Am și rămas în relații foarte bune cu Miri de acolo. Roxana o cheamă pe Mireasă și machiază. Și mai, când mai am evenimente pe acolo, merg la ea. Au fost tare simpatici. S-au distrat. De fapt, în anul ăla, cam marea majoritate s-au distrat, pentru că erau scăpați de sub pandemie. Dar ăla a fost un eveniment foarte frumos. Cu toate că noi avusesem Constanța, Botoșani, Caransebeș. Bine! Bine. Ni s-a stricat și Duba. Adică a fost cu cântec. Iar un alt eveniment memorabil a fost de acum o săptămână, mă rog, două, nu știu când se difuzează podcastul, la Timișoara. Eu iubesc evenimentele din Timișoara. Timișoara acum o săptămână, două, am fost și noi la Timișoara. Da? Timișoara este orașul meu preferat pe partea de evenimente. Mi se pare că oamenii știu să se distreze acolo și uită de tot. Ei nu se mai gândesc dacă mă vede șeful, verișoara și așa mai departe. Da, da, da. Ei se distrează. Da? Deci, n-am cuvinte să spun. Deci nu am cuvinte să spun. Pe cuvântul meu de onoare, a fost ceva minunat. Magnific. Cum ți se par evenimentele din ziua de astăzi în comparație cu evenimentele de acum 5 ani? Mult mai degajate. Se distrează mai bine. Sincer. Știi ce zic? Înainte de pandemie, 2018-2019, erau într-un fel, iar erau acum, în 2024, erau parcă puține... lumea e... Zici că se antrenează să vină la nuntă. Da. Știi cum e? Eu am o vorbă. Miri, când vin și îmi spun, ne bazăm pe tine. Uh-huh. Totul, lăsăm totul în grija ta. Eu fac tot ce stă în putință. Dar trebuie să am și cu cine. Corect. Da? Dacă la evenimentul respectiv oamenii au venit din obligație, că n-aveau ce să facă altceva. Nu știu. Da? Asta se simte. Sau sunt invidioși pe tine, sau... Da. Acum, eu nu vreau să se supere pe mine Miri, eu iubesc pe toți, pe absolut toți cărora le-am cântat, chiar dacă poate unii nu au fost tocmai ok față de mine, da? Și ei trebuie să vină cu chef de acasă. Normal. Da? Și lor trebuie să le placă evenimentul lor și să le facă plăcere, că până la urmă este cea mai importantă zi din viața lor. Alta... este după, mă rog, nașterea copilului, da? Dar până atunci este cel mai important eveniment. Urmează să-ți legi destinul cu omul pe care tu-l iubești. Și nimic în ziua aia nu trebuie să te supere și să nu fii crispat. Ori dacă tu vii supărat... Ce s-a întâmplat, nu? Bineînțeles. Sau mai rău, din obligație... Mamă. Da? Ca mire, ca mireasă? Și, și. Și, și? Da. Nu, eu cred că nu s-a întâmplat nimic. Măi, am avut acolo, un ginerică care și-a reparat roata la mașină în parcare toată nunta. Serios? Da. Am înțeles. Și da? Cum a ieșit nunta? Nașul a dansat cu mireasa toată seara. De... Doar ca să... Mi-a fost milă. Îți spun sincer. Deși nu pare și toată lumea spune că sunt așa... mai răutăcioasă. Da, păi da, da. Să știți că eu plâng mai des. În spate se ascund... Și sunt mai empatică, poate ca mulți care mă judecă și îmi spun că sunt răutăcioasă, doar că spun lucrurilor pe nume. Nu, da? Sau mai empatică decât persoanele care în fața camerelor par așa, niște da. Persoane, deci vine da. Să... Da. Știi? Și acum, jur că îmi vine să... am așa un... Am... Mi-e milă la propriu de... Nu știu, cred că au făcut niște alegeri proaste, nici nu știu cum să zic.
Este evenimentul tău. Trebuie să fii fericit. Nu contează cum dansezi. Nu contează că nu știi să dansezi. Oamenii mulțumiți să spună: vai, a fost friptura rece, nu ne-a plăcut vinul, a fost din ăla ieftin. Vor fi tot timpul, da? Dar nu mai rău când se bagă socrii. Socrilor, dragii mei, lăsați-i pe copii și mă uit acolo să-și aleagă ei cum își doresc ei să facă, așa să fac. Că e nunta lor, e evenimentul lor. Și ei trebuie să se simtă bine. Eu le zic tot timpul, dacă voi v-ați simțit bine, eu mi-am atins scopul. Și da, plec mulțumită și fericită acasă. Pentru că, cârcotași, mă repet încă o dată, vor fi tot timpul. Dar da? Invitații săptămâna următoare merg la altă nuntă. Bineînțeles. Și tot așa, dar nunta ta e doar în ziua aia. Da. Și mulți dintre ei se raportează la invitați. Da, 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 trebuie să avem grijă, da, da, trebuie să... Dacă stai să ai grijă, niciodată nu o să mulțumești pe toată lumea și... Da. Dar știi că sunt nunți la care mirii nu-și doresc să fie în centrul atenției și să fie în zona de petrecere, adică da, ei fac nunta. N-ai cum. Tu ești important. La noi e o chestie, o regulă. Dacă mireasa nu este văzută pe ringul de dans, oamenii nu sunt pe ringul dansează. De dans. Exact. Cum, Doamne, mulțumesc de Dumnezeu, am scăpat de obiceiul cu furatul miresei. Pleca mireasa. Gata. Nu se mai întâmpla nimic. Toată lumea stătea așa. Da, zici că... Cântam și stăteau așa. Da, zici că ai greșit tu cu ceva. Nu dansa nimeni, nu se... Și mai, deci n-am nimic împotrivă, e drăguț gestul, să zicem, ha, funny, generică spune o poezioară, o declarație de dragoste, în fine. Dar mai și plecau câte o oră unele din ele. Că se duceau, ele aveau nuntă în Pipera și se duceau în centru vechi în club. Da. Dar apoi, Doamne iartă-mă, că la un moment dat le spuneam, fetelor, vă fură foarte aproape de locație. Găsiți un loc aproape de locație, plecați maxim jumătate de oră, vă întoarceți înapoi. Nu. Am avut o mireasă care a plecat o oră jumate. Și m-am trezit, da, se mai întoarce? Să știm! Noi ce pentru facem? Că nu facem nimic, stăm, pur și simplu, nu avem cui să cântăm, toată lumea e afară. A, da, vine, vine. Ok. Da, în ale situații s-au întâmplat chestii și mai grave cu fratul miresei. Au făcut accident pe drum. N-au reușit să mai vină. Slavă Domnului, nu am trecut eu, nu am pățit asta. Cei care furau miresele, șoferul era beat. Mai ei își, păi făceau, da, își făceau story-uri, își făceau Doamne, în timp ce conduceau. Doamne, iartă-mă, ele nu pleacă cu cineva treaz de la acea petrecere. Ei da, toți sunt pe val, pe vibe ăla. Yay, petrecere, hai să te furăm. Da, hai să mergem, hai să... Dar nu mai e nimeni atent la ce da, se da, întâmplă. Da, 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 nu. Spune-mi ce nu-ți place la o nuntă. Măi, nu-mi place atunci când sunt chemați 100 de artiști și se transformă tot un festivalul Mamaia. Da. De ce? Este foarte frumos să ai un moment, două, de... un artist cunoscut sau de dans. Uite, l-am văzut pe Willmark. Am văzut un moment de la Willmark la un eveniment în Craiova, foarte mișto. Rău mișto, mi-a plăcut mult. Așa. Dar deja când... Deci tu mă iei pe mine cu 4 seturi, care Pare. Oricum îți acoperi toată noapte. Da. Abia e loc de 1-2. Da? Pentru că automat cei care vin cântă atunci când oamenii servesc mâncarea. Și de asta zic că abia e loc. Pentru că... Da. Da? Lor nu le convine să cânte de la 7 când este primirea invitaților. Că Normal. Nu se întâmplă nimic atunci. Da? Nu este nimeni atent la ce se întâmplă, cine cântă. Invitații vin, fac poze, ciocnesc, etc. Ei, păi dacă tu îți iei, mai iei pe mine cu 4 programe, mai iei pe cutăriță cu încă 2 programe, mai iei și nu știu ce saxofon și nu știu ce vioară, mai iei și nu știu... Mie mi s-a întâmplat să ajung la ora 4 dimineața, eu mai având încă 2 seturi de cântat și le-am spus, eu plec acasă, pentru că oricum nu mai am cui să cânt. Deci tu cântasei decât 2? Da. Și am așteptat să termine cu tăriță. M-a mai venit cu tare. Dacă mai vine și intră repede, acum cântă jumătate de oră și pleacă. Nu cântă nimeni jumătate de oră la muzica de petrecere, mai ales dacă... Da. Da? Nu se oprește din cântat. Și nu-i condamn că și eu fac la fel. Da? Mă rog, nu fac neapărat la fel, pentru că... bine, cred că mai ține un pic și de educație și
respect al colegilor. Tu ești cumva gazda acolo, da. Și tu nu poți să... Aș putea foarte bine să fac și eu asta, că am mai întâlnit și eu mai mers să cânt câte o oră, da? Dar eu mă cronometrez. Da, și ți-a aranjezi Și știu clar că, ok, nu termin după o oră fix, termin după o oră și un sfert. Mai ales dacă oamenii reacționează. Dar nu după două ore. Nu, exclus așa ceva. Dar ei uită să se mai oprească. Și stăteam, știți, mai suntem și noi aici. Până la un punct am zis, ok, gata, e momentul, strângem, plecăm acasă. Că oricum mai rămăseseră părinții copilului și câțiva invitați. Da, da, da. Să cânt, să... De ce? La cine? Asta nu-mi place. Și când organizatorii de evenimente nu știu ce au de făcut. Și mai rău încurcă decât să descurce. Da? Și spun ei ca să ia evenimentul, da, 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 se poate, cântă, face, etc. Și mă trezesc eu după, păi dar cum că nu? Ni s-a spus că dumneavoastră o să cântați și asta, și cu asta, și cu asta, și cu... Dar cine v-a spus lucrul ăsta? Că nu m-ați întrebat pe mine personal. Că eu vă spuneam că eu nu cânt cafe-concert, spre exemplu. Da? Da. Asta nu. Sunt singurele chestii. În rest... După atâția ani de experiență, am rugămintea să le oferi mireselor câteva sfaturi pentru a-și organiza nunta mai bine, cel puțin pe partea asta de muzică. Unde ar trebui să fie atente? Ce ar trebui să întrebe? La buget. Așa. O trupă ieftină nu înseamnă că este și o trupă bună. Ok. Da? Eu știu că a crescut inflația și cu toții avem cheltuieli și costuri suplimentare, că este normal și tu și eu și toată lumea, mai ales noi care suntem plătitori de impozite. Mai mult dăm decât să luăm, e ok. Noroc că ne iubim meseria. De ce? Dacă ți iei o trupă ieftină ca și preț, atenție, asta nu înseamnă că acea trupă chiar face ce spune ție că face de acel preț. Da? Și mie îmi spun, pe mine mă amuză. Nu, lăsați, am găsit o altă trupă și este mult mai ieftină ca dumneavoastră. Foarte frumos. Vă felicit. Să aveți o petrecere reușită, Doamne ajută. Dar asta nu înseamnă că acea trupă se implică cum mă implic eu. Își dă interesul ca toți oamenii să danseze. Nu, nu o să cânte în continuu și 10 programe în seara respectivă, da? Pentru că și când oamenii se vor așeza la masă, vor da play din clapă, atenție, nici măcar la DJ, din clapă, la 3 piese acolo să cânte jumătate de oră, da? La asta trebuie să fii atenți. La ce face trupa respectivă? Cum se prezintă? Să meargă să o asculte dacă nu are o recomandare de la cineva care a avut acea trupă la eveniment, okay. Unde pot să vin să te ascult? La mine și acum vin oameni să mă asculte. Unde? Și îi primesc cu drag. Eu îi chem și la evenimentele private, bineînțeles, unde există și acordul mirilor, da. Și li se dă voie, li se permite să stea o oră, vin și mă ascultă. Ce evident tare. Că eu le spun, vedeți că nunta aceasta este nunta lor. Da. La ei la nuntă este așa, la dumneavoastră la nuntă da. O să fie total diferit. Așa e. Poate la ei la nuntă nu dansează oamenii, că au venit poate să socializeze mai mult decât da. Să se distreze. Dar asta nu înseamnă că la dumneavoastră la nuntă oamenii vor sta jos. Dar la dumneavoastră ne ascultați pe noi și mă ascultați pe mine, vedeți cum cânt, cum sunt, cum mă prezint în fața publicului, da? Doi la mână, la investiția trupei. Așa. Da? Tuturor ne-ar... Tuturor ne-ar plăcea să, ca toți banii pe care îi câștigăm, să plecăm în vacanțe. Să îi băgăm aici. Să ne schimbăm mașinile, casele, etc. Da? Total de acord. Eu am învățat un lucru și asta l-am învățat singură. În momentul în care am început să mă ocup de toată nebunia asta, că eu mă ocup de absolut tot la mine în trupă. Trupă, răspuns la telefon, întâlniri cu, cu clienții, pardon. Doar doamna contabilă îmi face contractele, că dacă mai făceam și aia... Nu cred că mai eram azi lângă tine. Da. Doamne ferește. Cât investește o trupă în ea? Da? Și aici mă refer. Materialul de prezentare și acele colaje pe care toată lumea le postează pe YouTube, că acum marea majoritate a evenimentelor se iau de pe YouTube. Da, 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 da. Cât ai investit în acel colaj? Acum nu zice nimeni să investești de ordinul zecilor de mii. Dar să plătești un make-up artist, un hair stylist, pe cineva, dacă tu nu te pricepi,
care să te ajute cu ținutele. Da? Locațiile în funcție de ce colaje filmezi. Acum toată lumea, am văzut, sunt la corturile de evenimente, la, locații. Locații de evenimente, filmează cu ecranul la spate, își trec trupa 7.54, că citești ce e pe ecran, să nu se subînțeleagă altceva, și wow, colaj de petrecere. Și unde este... De ce să te iau eu pe tine când pot să o iau pe respectiva care, uite, este în locația asta? Da, dar poate lumea nu știe de tine. Bineînțeles. Poate a căutat, poate e altul care știe să facă un marketing mai bun și la simpla căutare pe Google sau pe YouTube, cum ai spus tu, cum scrii, trupă nuntă, nu? Sau, exact. Așa. Ce ți apare prima, sun și dacă e liberă, gata, am luat-o. Da, asta spun. Tu m-ai întrebat de clienți, de mirese, de ce trebuie să țină cont. Eu îți spun de ce, din punctul meu de vedere. Acum fiecare își alege după buget și după plac trupa, da? În momentul în care tu investești măcar jumătate din banii câștigați în acel sezon, automat investești și în reclamă. Da. Dacă nu auzi nimeni de tine, dacă tu îți dai interesul și faci ceva al tău, schimbi un picuț, dar nu faci ce au făcut toți. Asta că tot mă întrebasei tu de Balkanic Show, nu copiem tot. Normal. Încercăm, chiar dacă piesele sunt cunoscute, să le facem cumva în stilul nostru. Normal. N-ai cum să nu audă lumea de tine. Nu ai cum. Băi, ai văzut ce tare, uite, tipa aia, a filmat acolo și cântă piesa aia. Știi? N-ai cum. De ce toată lumea a auzit de Damian? Da. Pentru că el a făcut ceva al lui. Are un stil, normal. Da, corect. Cântă piese deja cunoscute, dar în stilul lui. Și a și investit. Aici e diferența. Da? Că dacă nu investea, probabil că, da, cânta la restaurante. Da. Înțelegi? Da. Unde este Iulia Dumitrache peste 5 ani? Maldive. am înțeles. Măi, eu nu știu câți ani voi face această meserie. Păi n-am vrut să zic 10. Am vrut să zic 5. Nu, să-ți spun și mai... de ce. Eu iubesc să cânt și iubesc muzica. Și când zic chestia asta, știu că toată lumea spune lucrul ăsta. Dar eu mi-am sacrificat copilăria, viața personală, da, care nu există, pentru muzică. Da. Și când zic sacrificat, nu vreau să pară o dramă, vai, ce-ai făcut. Dar eu, dacă este să aleg între a merge acum să iau cina cu cineva și poate să încep o relație și a merge la un studio sau să cânt la un eveniment, eu mă uit la tine și zic, vai, Marian, te pup, mă duc la studio X. Hai că altă dată, poate. Da? Eu iubesc enorm de mult ceea ce fac. Muzica m-a ajutat cum nu m-a ajutat nimeni. Unul la mână, doi la mână, muzica a rămas, chiar dacă mulți prieteni au plecat. Corect. Da? Când am avut vreo belea, să zicem așa, și nu, e mult spus belea, nu am formulat cum trebuie. Cu vreun moment ăsta de cumpăr, mă, ce să fac, să mai cânt, să greu, nu mai cânt, să mai fac, să... Băi, tot ea mi-a dat un impuls, pentru că eu, dacă nu ieșea cu Balkanic Show, spun sincer că mă reprofilam spre partea de drept. Da? Da. Și a fost... Nu. Tu trebuie să rămâi să cânți. Asta e menirea ta, da? Mai ales faptul că părinții mei au investit foarte mult în mine pe plan muzical. Cum mers la concursuri și... Cred că numai ei știu, săracii, câți bani au putut să cheltuie. Da. Și era un efort destul de mare, da? Și am, pentru memoria cumva a tatălui meu, am continuat să mă zbat să reușesc, așa cum am putut eu. Știu că poate pentru unii, unora nu li se pare, wow, ce a făcut, mă, ce a făcut, ce a făcut, trei colaje acolo și patru piese proprii, nu e cine știe ce. Faptul că eu le-am făcut singură și nu m-a ajutat absolut nimeni. Am avut doar susținerea colegilor mei de trupă, cărora le mulțumesc, și echipei de la Sunet, da? Pentru că băiatul care îmi face mie Sunet,
și mi-aduce sunetul, este și cel care se ocupă pe partea de studio când am nevoie la colaje mixmaster, înregistrări, și mi-este alături. Cu el am început trupa în 2011, am pus bazele trupei, el între timp lui nu-i place neapărat să cânte acest gen, și s-a dus către partea de sunet, deși este un clăpar excepțional. Alex Nicolae este numele lui, dar este mâna mea dreaptă în acest proiect. Când o mai au eu așa, Alex, nu știu ce să facă, uite, nu a fost, și calmează-te că o să fie bine, da? Și bineînțeles colegii mei de trupă care mă trag, dacă sunt aici, vin și pun una pe mine și mă ridică sus, cum și eu fac la rândul meu la fel cu ei. Probabil că o să fac mulți ani, însă este un moment la care mă gândesc că dacă ar fi să cunosc o persoană potrivită, îmi doresc într-adevăr să îmi întemeiez o familie. Cred că se pot face amândouă în paralel, dar când eu știu cum am dedicat, parcă nu prea e așa fair după să mă dedic pe jumătate de măsură. Da. Și nici față de familie. Normal. Și față de copii, să zici, mami pleacă de joi până luni să cânte. O să cânt, dar probabil mai ușurel. Nu știu dacă în următorii 5 ani, poate peste următorii 10 ani. Habar n-am. Cert este că momentan iubesc să fac asta și nu scapă prea curând industria asta muzicală de mine. De mine și de colegii mei, că noi suntem toți la pachet. Eu nu merg să cânt niciodată singură fără ei și nici, mă rog, ei fără mine se mai duc. Așa, așa. Măi, nu, eu nu le interzic să meargă să cânte, da? Dar eu sunt prioritară pentru ei. Adică dacă ei și-au luat eveniment că poate eu nu aveam și i-a sunat X și băi, vii să cânti cu mine, ei să zic da, da, da. Dar dacă mie mi-a venit eveniment, oh, automat vin cu mine. Și de câte ori n-au sunat înapoi să spună, știi? Nu mai pot. Puteam, dar nu mai deci, pot. Deci nu o să-i dau nume, e un băiat care cântă și el, și săracul tot a încercat să pună un eveniment și se tot ținea după un coleg de-al meu de trupă, doi colegi, pardon. Și băi, dar nu mai pot cu Iulia, că este al treilea eveniment la care îmi zice că veniți cu mine și după aia nu mai veniți. Nu mai veniți. Da, asta este, se întâmplă. Eu iubesc oricum. Eu iubesc pe colegii mei de trupă foarte mult. Sper că și ei pe mine. Și eu sper. Iulia, îți mulțumim foarte mult pentru vizita ta la noi, pentru discuția pe care am avut-o. Mai vin și pentru partea a doua. Mai vin și pentru partea a doua. Păi la câte ar fi de spus, cred că ne-ar trebui ore, să nu zic zile. Atâta vreau ca și paranteză. Vreau să fac așa două, trei concluzii de final, dacă îmi permiți. Prima este că nu vreau ca oamenii să creadă, cum știu că am mai spus-o, dar vreau neapărat să punctez asta. Eu poate că par mai dură, dar îmi place să fiu sinceră și onestă cu oamenii și îmi place să mint. Acum, eu nu pot să garantez nimănui că dacă mai ia pe mine la eveniment, mamă, ce o să fiu revelația serii, da? Dar pot să garantez că tot ceea ce ține de muzică și de noi, noi ne dăm interesul să fie bine. Nu toată lumea o face. Pentru noi e mai importantă distracția lor decât distracția mea. Că poate mie nu-mi face plăcere să cânt o anumită piesă, dar dacă ei se simt bine, eu o cânt. Da? Și o cânt cu pasiune și cu dragoste. Și asta îmi doresc, ca oamenii să nu creadă, poate că am fost prea răutăcioasă cu anumite lucruri, și să mă urmărească. Unde peste să te tot urmărească? Spune-ne unde te găsim. Eu nu prea mă pricep cu tehnologia, recunosc. Am oameni care mă ajută, că eu mă chinui să dau la dezer niște poze și n-am reușit. Când plec de aici trebuie să văd cum fac. Pe Instagram, pe Facebook, pe YouTube, pe TikTok. Pe TikTok nu prea sunt eu foarte activă, dar mă străduiesc. Eu postez foarte mult de la evenimente, mai des pe Facebook, Instagram, TikTok decât pe YouTube. Pe YouTube, într-adevăr, postez doar colaje. Da. Și piesele proprii. Dar ei pot să vadă exact ce facem noi la evenimente acolo. Că eu săptămânal pun câte 2-3 videouri de la evenimente. Pe Instagram, pe Facebook, Iulia... Iulia Dumitrache. Așa. Este tot. Da, Iulia Dumitrache. Nu merg fără trupa mea, nu vin la program singură. Nu când cafe concert. Nu. Păi, să știi că am luat în calcul și chiar o să discut cu colegii mei pentru anul următor. Să vedem dacă ei își doresc lucrul ăsta.
Și dacă prind, că poate a fost o solicitare și bineînțeles, nu mai, da, nu mai da, vine da. De acum încolo. Noi suntem deschiși la toate, la toate propunerile, ca să zic așa. Dar important este să-și dorească și colegii mei de trupă. Și să luăm, da, și să luăm în calcul că noi avem weekend-uri cu câte 4-5 evenimente, da? Și eu nu pot să-i trimit pe bieții oameni să cânte o oră la început. Da. Ca după aia să stea 2 ore degeaba. Da, da, că da. Mă gândesc și la sănătatea lor. Adică eu nu am nicio problemă, mă duc oricum cu o oră înainte să cânt. Dar ei săraci ce să fac cu ei? Dar de ce nu? Nu știu, habar n-am. Eu am foarte multe idei în cap. Extrem de multe, mi le notez tot timpul pe carnețel. Numai că trebuie foarte mult timp pentru asta, ca să pot să le realizez, dar ușor, ușor. Eu mă mișc mai greu, că încerc să fac totul cât mai perfect. Îți mulțumim foarte mult. Cu mare drag, eu înainte vă mulțumesc de invitație. Termina, am jurnalul podcastului X-Event, pe care ți-l mânez, deschizi unde vrei tu și să ne lași câteva cuvinte. Dar să-mi dai și pix, te rog. Îți dau, uite, vine acum și pixul. Unde vrei tu să-l deschizi? Uite aici. Înainte să îți scriu un jurnal gândurile mele, îți mulțumesc de invitație și vreau să le mulțumesc tuturor celor care ne-au chemat și continuă să ne cheme la evenimente. Dragilor, datorită vouă, noi existăm și suntem pe această piață a muzicii și bineînțeles vreau să mulțumesc părinților mei că mă iubesc și că mi-au dat acest talent. Felicitări! Mulțumesc și noi! Mulțumesc! Acesta a fost episodul de astăzi. Îți mulțumim că ne-ai fost alături până la final. Dacă ți-a plăcut conținutul nostru și crezi că ar putea fi util și altora, nu uita să ne dai un like și să distribui acest episod cu cei dragi. Abonează-te la canalul nostru pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade. Îți mulțumim că faci parte din comunitatea noastră și să ne auzim curând în următorul episod.